Da, bună seara. Trebuie să vă spun de la început că, așa cum am vorbit și în zilele trecute, a fost un meci în care eu mi-am dorit foarte mult să ne calificăm mai departe. Știu care a fost tradiția aici în ultimii ani, știu că au fost eliminate echipe importante și mi-am dorit foarte mult să trecem mai departe, să ne calificăm. Nu am reușit. Chiar dacă noi am făcut un efort considerabil până în ultimele minute, am pus presiune pe adversar. Eu zic că în multe momente am practicat un joc bun, cu multe ocazii, dar spre final, chiar dacă eram cu un om în plus, am luat decizii greșite în apropierea porții adverse, pentru că trecea timpul și jucătorii își dureau foarte mult, cei care erau puternici să înscrie golul egalizator și din cauza asta au fost unele decizii greșite luate din partea lor. Dar trebuie să felicitați pentru dăruirea care au dat dovadă, au făcut-o posibilul să egalăm. Păcat că în prima repriză, pe o greșeală a noastră în apărare, cei de la media și ne-au dat unicul gol al meciului și așa s-a încheiat istoria acestei runde din Cupa României. De Liga 1, care scapă odată singur cu portarul și dau gol. Noi am avut multe situații de a scrie și din faze fixe în care le-am pus probleme. N-am reușit, chiar și Rădescu a scăpat singur, chiar și multe situații în care și în a doua repriză Burnea, când a avut un șut la colțul scurt, poate că dacă era inspirat să tragă la colțul lung, reușeam să egalăm. Astea sunt deciziile care le iau jucătorii în meci, în fracțiuni de secundă și păcat, păcat de încă o dată de munca care au depus jucătorii. Ne concentrăm acum pe campionat. Urmează un meci greu, vă afumați o echipă destul de dificilă. Poate un meci mai greu decât ăsta cu Toate meciurile care au rămas până acum, de fapt două meciuri care au rămas până se întrerupe campionatul, sunt foarte grele. Întâlnim o echipă a Fumas care e revelația Ligii Secunde, știți foarte bine, din Liga a doua. O echipă solidă, o echipă care și ieri au pus probleme mari Universității Craiova. Noi vom merge acolo și vom încerca să luăm cele 3 puncte, dacă putem, dacă nu măcar un punct, și să putem aduna cât mai multe până se întrerupe campionatul, pentru că avem nevoie de puncte, suntem pe locul 9 și e clar că ne dorim să acumulăm puncte. Acum știm că va fi greu, dar cu o dorire cum a fost astăzi și o concentrare mai mare la finalizare, sper să reușim. Pentru că și la meciul de la Balotești, că am scris 3 goluri și am avut și încă 6-7 ocazii și aici poate că trebuie să mai lucrăm, să exersăm, să le dăm încredere jucătorilor că atunci când ajung în fața porții pot înscrie. Te-ai schimbat părerea? Ar fi fost bine să nu se mai joace? Sau cum faptul că în campionat ați obținut puncte vă face să fiți Nu, nu, nu. optimiști? Eu aș fi vrut să nu se joace. Dar dacă așa au decis, ce putem să facem? Ne jucăm. Jucăm și dăm totul, vedem cum se recuperează jucătorii până la ora meciului cu Afumați, pentru că e foarte puțin timp la dispoziție, până sâmbătă la ora 12, să vedem cum sunt jucătorii care au evoluat. Sper să se recupereze și să fie 100% următoarea etapă. Când vorbesc de recuperare, mă gândesc că nu faci referire la Tirică și Edi Stoica, la ei chiar nu se pune problema. Nu, nu, nu. Ei sunt jucători Ceilalți. accidentați care. Nu, mă refer la cei care au evoluat astăzi și mai ales din primul minut. Titularii, pentru că au depus un efort foarte mare și trebuie să se recupereze cât mai bine pentru a fi 100% la meciul următor. Omologul tău, Cristi Pustai, spunea, poate din curtoazie sau poate că nu din curtoazie, că mi-a venit, nu ar trebui să renunțe la lupta asta pentru locul 3. Nu e o diferență chiar atât de mare.
dacă stăm să analizăm. Da, probabil că am vrut să ne încurajeze puțin acum după ce ne-au eliminat din cupă. Noi încercăm să acumulăm cât mai multe puncte și vedem ce se întâmplă în partea a doua a campionatului. E clar că în situația de acum e foarte greu. Suntem la 12 puncte de locul 3. Deci e foarte greu. Plus că mai sunt multe echipe deasupra noastră, adică nu suntem noi pe locul 4 și suntem aproape de locul 3. Mai sunt și alte echipe care spun probleme. Sunt echipe, cum te-ați văzut, Clinceni, Afumați, Timișoara, toate care sunt acolo, FC Argeș, Nagov, toate echipele te pot încurca și atunci e greu. Nu e așa ușor, e o distanță destul de mare. Dar asta nu înseamnă că renunțăm la luptă. Eu încerc să le transmit jucătorilor acest lucru, să fie ambițioși, să-și dorească din ce în ce mai mult, să avem rezultate cât mai bune. Sper să reușim să urcăm în clasament și apoi vedem în partea a doua, în primăvară, ce se poate face. Obiectivul principal rămâne în continuare reconstrucția echipei. Obiectivul e să urcăm în clasament și să practicăm așa un joc cum ne dorim. Adică mi-ar place să punem presiune pe adversar, să recuperăm cât mai multe mingi în teren advers, să pasăm mai mult, să ajungem să ne creăm ocazii multe, dar vom vedea dacă vom reuși acest lucru. Vom lucra, vom munci, vom face tot posibilul să rezolvăm aceste probleme și sper ca prin antrenamentele care le facem și prin discuțiile care le voi avea cu jucătorii să putem ajunge avea evoluții cât mai bune cu echipa. Ok, mulțumim mult!